Conflictul din Ucraina schimbă total și irevocabil modul de a privi lumea și agricultura. Se nasc acum noi întrebări și se fac multe schimbări. Lupta împotriva lui Putin câștigă în fața luptei împotriva poluării ca sursă a schimbărilor climatice. Nu este de neglijat că se schimbă și clasamentul producătorilor și exportatorilor de cereale și floarea soarelui. Și probabil, din punct de vedere financiar, se vor muta bani din alte bugete europene către bugetul de apărare. Lupta din Ucraina pare chiar să câștige în conflictul până și cu pandemia COVID. Ce trebuie să știți este că nu-mi doresc să comentez situația din punct de vedere geopolitic și cred că nici n-aș pune întrebările potrivite. Cum însă aduc cafeaua agricolă de astăzi într-o zonă care să aibă legătură cu zona fierbinte Ucraina? Se spune că cel mai bun timp este timpul prezent și niciun timp nu era mai potrivit decât acesta în care să bem o cafea alături de un cetățean ucrainean. Și niciun loc nu era mai potrivit decât cafeneaua dânsului din Constanța, loc pe care Vladimir l-a pus la dispoziția familiilor greu încercate. Pe Vladimir Etufarm, căci așa l-am salvat în telefon, numele de familie fiind mai greu de pronunțat, l-am cunoscut în urmă cu o lună, iar inițiativa a fost a mea, mânată de curiozitatea de a afla mai mult despre o semănătoare a cărui nume precedase chiar și imaginea. Nu știam cum arată, dar 3 sau 4 fermieri din zone diferite ale țării, fără a avea-o în dotare, vorbeau deja despre ea. Mițuri, așa i-am zis, dar Vladimir m-a corectat discret, o dată, de două ori, până când am înțeles că este vorba de semănătoarea M. Zuri. Sunt convinsă că după ce fumul războiului se va ridica, politica europeană va avea în continuare ca obiectiv sechestrarea carbonului în sol. Semănătorile direct în miriște fac parte dintre soluțiile pe care Uniunea le vede la astfel de probleme. Nu doresc astăzi să iau o cafea cu vânzătorul de semănători de la Etufarm, ci doresc să stau de vorbă cu Vladimir în calitate de fermier și de om care înțelege pământul și agricultura. Aveți o cafea foarte bună, motiv pentru care promitem să nu fie singura dată când ne vedem. Dumneavoastră aveți o experiență atât într-un cadrul unei companii de genetică, cât și într-o fermă. Unde ați lucrat? Da, a fost lucrată din 1993 în firma KVS, Ucraina. Datorite... Ați avut și o fermă în România? Da, am avut și ferma în România, am avut ferma și în Ucraina, da. Am observat la practică cum este în România, situația, cum este climatice, cum este situația cu solurii, cum văzut cum degradează solurii. Și eu așa m-am gândit că mă fac bine, adică mai bine pentru fermierii, că am pățit, adică, exemplu, nu suficiență apă în sol, terenuri degradate, și am văzut că asta trebuie domeniu, adică domeniu dezvoltat ca și business, că eu atunci am observat că nu sunt suficient și oameni, că multe lucrări și ajuns la consumul motorinei de la 80 până la 130 de litri motorine pe un hectar. Care sunt principalele avantaje în momentul în care îți iei o semănătoare direct în miriște? Da, și da. Dacă vreți să vorbim ulterior și despre diferențele între, pentru că semănătoarea aceasta nu este singura de pe piață. Da, Întâi de toate o să vă rog să ne spuneți unde este ea fabricată. Fabricate. Vorbim despre tehnologie striptil care intre în vorbim așa, în asta segmentul, direcția, nu util, mini-til, striptil. Asta semănătoare tehnologie Amzuri, care a fost inventată vreo 20-25 de ani în Anglia, inventată în Anglia pe un fermier. Asta nu a fost fabrica, asta a fost un fermier care optimal găsit soluția cum trebuie să fie lucrat, cum trebuie să fie ecologic și economic lucrat. Asta a inventat. Și după aia el a dezvoltat tehnologia în Anglia, a dezvoltat la nivelul mondial fermierul și după aia întâlnit cu, adică a fost grup de din Polonia, a fost dealere de firma Klas, cei mai mari dealeri firma Klas, dânsul a avut, băiatul a avut mare croșneac, a avut tot ferma la el, o cumpărat pentru ferma semănătoare,
au văzut cum pretează tehnologia și a început să dealer de la firma Mzuri, de la Mzuri Anglia, tot vândut tot pe toată lumea, și după aia au primit decizia, a cumpărat total fabrica și total toate Mzuri și a dus la Polonia. 99% fermieri au lucrat pe Nelacrum, acum clasic, gândit clasic. Gândit trebuie aratura, descuiți, calificat, etc. Asta principale avantajele ca la mine, ca fermierul, nu dore capul. Cine merge la descuit, cine după descuitul vine cu plugul, cine merge cu scarificatorul, am un om care răspunde, face tot singur toate operațiunile. Asta vreau să vă întreb. Să nu uităm să vorbim despre ce lucrări trebuie făcute totuși înainte, între recoltat și semănat. Da. Și n-aș vrea să uităm că sunt fermieri pe care eu îi cunosc în România, sunt fermieri cunoscuți, care în continuare, după experiențele pe care le-au avut, recolta de rapiță, spre exemplu, care e foarte bănoasă, este mai bună într-o solă în care s-a arat cu plugul decât într-un acum. Vă rog, haideți să vorbim întâi despre partea de plug și după care despre... Da, deci noi, adică acesta tehnologie, scotem din teren plugurii, scotem scarificatoare, ca asta tot este în acesta semănătoare prezente. Și Gabriela, eu știu niște epizode, ca un fermier a cumpărat zona Ialomiță, o semănătoare, și este colegul nostru, clientul nostru, un bun client, tot observat că la el a fost situația mai bună rapiță pe tehnologia convențională, ca la clientul care a cumpărat semănătoare Mzuri. El spune, repet, semănătoare, nu tehnologia complet. El a cumpărat la mijlocul de sezonul, care a venit semănătoare, care deja, ca mi se pare, a fost deja în curte, când el a recoltat undeva cam așa. Și nu a fost făcute una operațiune după combina, este un disc rezult care vine direct după combine, trebuie dezmirștire, ușor dezmirștire, și asta discuri sunt verticale. Așa, și asta a fost o cauza, că a fost situația rasărire rapiței mai slabe ca la clientul care a lucrat cu convențional. Adică... Bun, dar faptul că pe o solă arată cu plugul, a scos o recoltă mai mare decât pe o solă doar cu un disc, l-a făcut să meargă mai departe pe plug. Cum facem treaba asta și dacă există o perioadă de recul după ce intrăm în această nouă tehnologie? Situația acesta e după 2 ani, adică cercetare, și noi lucrăm și facem prestări servicii, și noi, eu și tehnicianii noastre, observat că în România necesar încă un mic lucru înainte ce semențim. Trebuie după combina imediat în 10-20 de ore un singur disc cu discuri vertical, un singur dezmireștim. Ca România e în zona secetosă, da? Aici. Și necesar ca spargem capilaritate, nu vapore ape direct în 10 ore după când noi recoltat. Da? Și asta a fost cauza că a fost răsărire neuniformă, că a fost uscate pământul când noi intrat, da? Și asta e cauza. Noi găsit problema cum se rezolve. Asta e important, noi găsit. Bineînțeles, noi nu suntem sfinte, nu suntem Dumnezeu, dar și tot și noi, tehnologia, adică semănătoare, nu vorbim tehnologia. Da. Aici vreau două lucruri distincte. Două lucruri diferite. Tehnologia și semănătoare sau disc, toate diferite, adică semănătoare Mzuri nu e panaceea, am spus, trebuie urmărim toate, folosim toate tehnologia împreună, simbioz tehnologiei Mzuri, asta e. Asta aș vrea să le spun și eu fermierilor, că nu este de ajuns să schimbe o semănătoare ca să aibă o tehnologie nouă. După o pauză în care dumneavoastră v-ați ocupat de manageriatul și de ajutorul persoanelor care vin din Ucraina, cred că niciodată parcă Europa n-a avut nevoie de o singură limbă în care să se vorbească. Și tot cu acesta
acesta în momentul, vrea să spune, am uitat, se vrea să spune din colegii cetățeni Ucrainei, mare, mare mulțumesc mult cu acesta omenește primire și acesta mare ajutorul cum face România pentru ucraineni și toate pentru fermierii noastre care sunat la mine și propus, Vladimir, uite, avem cazare, cu ce te pot să ajutim cu cetățeni. Au fost fermieri din România, da, care v-au... Fermieri, da, din satul mare, din satul mare, Giurgiu, Teleorman, deci colegul, adică clientul nostru, domnul Nicu de la satul mare, deja al cincea zi, nici dorme, nici asta ajute, cazează oamenii acolo, zona satul mare, după aia fermiere de la Giurgiu, o sunat, propunem 10 camere de hotel, 2 apartamente, de la Teleorman, de la Constanța, de la Turcia, deci... V-ați așteptat la așa ceva? Sau, mă rog, nu știu dacă poporul ucrainean s-a așteptat la... Poporul ucrainean nu a așteptat, dar i-a așteptat, pentru că eu știu cum sunt rumenii, da, și când trebuie mobilizat, noi mobilizăm de toate, da, deci... Odată mulțumesc mult și acum primește, mulțumesc inimișore că a cazat, că a ajutat, nu așteptat ca în România așa ucraineane.